Clipe de cumpără pentru un fost mare fotbalist internațional, Dănuț Lupu. Acesta este din nou pe patul de spital intubat după ce s-a infectat cu COVID-19. Dinamovistul se află internat la secția de terapie intensivă de la Spitalul Colentina. Dănuț Lupu și familia acestuia trec prin momente dificile după ce fostul internațional român a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. La câteva zile după ce s-a internat în spital, starea sa s-a înrăutățit și a fost intubat. Informația a fost confirmată de jurnalistul Dan Filoti, care a vorbit cu soția sa, Mihaela. Lupu a fost internat la spitalul Colentina din Capitală după ce la Institutul Matei Balș nu mai sunt locuri la ATI. Lupu a încercat să se ferească de infectarea cu COVID-19 din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă de mai mult timp. Acum patru ani, fostul internațional s-a aflat în comă după grave probleme la plămâni, organe afectate serios de COVID-19. În vârstă de 53 de ani, Lupu s-a retras din activitate în 2001, după ce, de-a lungul carierei, a jucat pentru Dinamo București, Rapid, Panatinaicos sau Brescia. De asemenea, a câștigat și 5 trofee. La echipa națională, Dănuț Lupu a strâns 14 prezențe, între 1989 și 1998, și a făcut parte din lotul României la campionatul mondial din 1990, disputat în Italia.